Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog la volanul pisicii, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit în ultima perioadă. Postez tot mai des, să zic așa, chestii interesante legate de pisică, în funcție de cum am și eu timp, cum este și vremea, pentru că este mai greu să lucrezi când 2, 3, 4 zile plouă în continuu. Cam așa s-a întâmplat în ultima vreme, însă cei care mă urmăriți pe Instagram-ul meu, care l-aveți aici pe ecran și în descriere, ați văzut că am tot făcut acolo fel și fel de postări, fel și fel de colete ce mi-au ajuns legate de pisică. Și da, mi-au ajuns câteva chestii elementare ce se vor monta pe pisică. Am să vă arăt imediat ce vom ajunge la garaj despre ce este vorba. Dar până atunci, hai să apăsăm pe butonul de like, pe butonul de subscribe și ultima dată să dăm un share, pentru că voi mă motivați pe mine să postez clipuri mai dese, să zic așa, legate de mașină. Chiar dacă nu o fac atât de des pe cât ați vrea voi, pentru că v-am zis, nu se poate, e în funcție de vreme, e în funcție de mai mulți factori, avem și altceva de făcut, nu doar de lucrat la mașină, avem fiecare dintre noi joburi și na. Dar facem în așa fel încât să fie bine. Cu pisica merg aproape zilnic, să zic așa, folosesc și Opel-ul și pe asta, dar câteodată, nu știu, simt așa nevoia și plăcerea de a conduce mașina asta mai vechi. Fraților, mă impresionează. Îmi aduc aminte de vremurile când aveam Dacia și lucram la Dacia și făceam zilnic câteva chestii la ea, de pe o zi pe alta, însă atunci, Ana, nu postam pe YouTube, nu știam eu ce este vlogging și toate cele, însă acum de asta am și decis ca să-mi cumpăr un BMW și să începem un proiect, proiectul special pentru canal. Probabil vedeți că în spatele meu este o bară, am să vă arăt despre ce bară este vorba. Am ajuns la garaj, am parcat pisica lângă pisica, să zic așa. Hai să intrăm în spate coletele care sunt în mașină și să vedeți despre ce este vorba. Așa cum v-am zis, în ultima perioadă mi-au sosit destule colete și unul dintre ele conține această minunăție de bară de M-Pachet seria 3E36, exact ce îmi trebuie mie. Este formată dintr-un lip care eu l-am prins momentan doar așa pe provizoriu ca să vă arăt vouă. Această grilă și bandurile care sunt puse pe ea, însă o să trebuiască să le dăm jos la montaj, pentru că așa se face treaba. Hai să vă mai arăt o altă piesă de rezistență care mi-a venit la pachet cu bara, să zic așa. La fel, cei care mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook știți despre ce este vorba. Este vorba despre difuzorul de la bara din spate. Ia, unde îl pun eu ca să vi-l arăt vouă mai bine? Îl pun aici, așa. În fine, acesta este difuzorul de la bară, bara din spate. Vine plug and play, adică îl pui simplu pe bară, faci câteva improvizații, cum ar fi aici două găuri, de fapt o gaură acolo, o gaură acolo, și îl prindem frumos pe bara originală a mașinii. După cum vedeți, are și câteva clipsuri. Da, deci după ce voi pune aceste elemente, sunt sigur că mașina se va schimba, să zic așa, radical. Mulți mă veți întreba de unde le-am cumpărat și cât am dat pe ele. Da, nu este nicio sponsorizare. Am vrut să le cumpăr de la Bucovina Tuning, însă ei nu le mai aveau pe stoc. Așa că le-am cumpărat undeva de la Oradea, de la un magazin de pe OLX, să spun așa. Piesele au și garanție ulterior și nu am nici probleme cu ele, să zic așa, mi-a venit coletul așa cum trebuie. Bara a costat 380 de lei, difuzorul de spate a costat 120 de lei, transportul a fost 40 de lei. Un alt colet ce tocmai mi-a ajuns chiar astăzi arată cam așa. Ce credeți că ar putea să fie? Hai să vă arăt. Da? V-ați dat seama? Este vorba despre inelele de la Angel Eyes. Am cumpărat un set CCFL
tot de la un magazin online cu care eu în trecut am mai lucrat și vă spun din nou, nu este nicio sponsorizare, nu este absolut nimic. Așa cum spuneam, Angelizer CCFL 4001, 800 lumen, compatibile 46 cu lupă E39, E36, E38, lumină albă. Sunt luate de pe Alfa Room Trans, de la ei am comandat eu difuzorul de bară spate la Opel și a fost totul în regulă. Avem factura de la ei, da? Oamenii mi-au dat o factură și certificat de garanție. Sper să nu ni le ia vântul, foile. Ia să vedem aici ce avem. Aici avem kitul de montaj al Angelizer-urilor la faruri. Da, vedeți cum ne învață ce să facem și cum să facem ca să le prindem bine. Da, o să facem ceva modificări la faruri. Hai să vedem ce conține acest colet. Avem aceste chestii care se lipesc în far. Sunt cu bandă dublu adezivă. Chestiile astea din plastic care n-am înțeles niciodată pentru ce trebuiesc folosite. Chiar nu am habar. Lăsați voi mai jos în comentarii și spuneți despre ce este vorba și la ce se folosește. O să fac eu un vlog separat când vom monta Angelizer-urile, dar nu acum. Hai să le scoatem, să le desfacem, să vedem cum arată și apoi am să vă spun cât au costat. Ușor cu ele să nu le spargem. Cam acestea sunt Angelizer-urile, CCFL-urile, nu am vrut, pentru că mie nu-mi plac durile, îmi plac mai mult astea cum arată și se montează mai ușor. La ele ni s-au mai trimis și aceste drosere care îți transformă curentul sau ceva de genul, ceva de temperatură, văd aici 125 de grade, hai focus. Da, asta o să se monteze la Angelizer-urile acestea. Le-am desfăcut și pe acestea. Se pare că sunt în regulă, nu sunt sparte sau să aibă vreo problemă, să zic așa. Nici nu am să le probez, că sunt sigur că sunt bune. Dacă ar fi ceva probleme, avem garanție și le putem trimite înapoi. Acum să vă arăt cât au costat Angelizer-urile, ca să nu credeți că vă mint sau chestii de genul, să ziceți, domne, păi tu știi că le primești gratis, că îți trimiți sponsorizării firma X și firma Y. Nu, fraților, pe unele anumite chestii noi dăm bani, iar pe altele sunt anumite firme care ne sponsorizează. Logic, pentru reclamă putem să facem și chestia asta, însă nu toată lumea. Și eu când am nevoie de ceva, până să aștept ca să mă contacteze cineva ca să primesc acel ceva, mai bine dau comandă și îmi cumpăr. Așadar, Angelizer-urile au costat 99 de lei plus 12 lei transportul. Ele au fost luate de la Alfa Room Trans, da? Băieții ăștia sunt foarte de treabă și foarte, foarte serioși. Să dau comandă de Angelizer-urile noastre din România, m-am uitat și pe AliExpress și pe Wish, pe mai multe site-uri chinezești, că majoritatea produselor vin din China. Nu știu dacă și aceste Angelizer-uri vin tot din China, am văzut că nu scrie nimic chineză, însă nu am ce să zic, nu am ce să comentez. Pe AliExpress le găsisem la 80 de lei cu transport cu tot, iar pe Wish le găsisem 140-150, majoritatea erau la prețul ăsta cu transportul inclus. Băi, nu știu ce să zic, eu le-am vrut la 100 de lei, la un preț foarte bun în România, dacă nu sunt bune le pot trimite înapoi pentru a mi le înlocui, nu există niciun fel de problemă. Așadar, ce să zic, mulțumesc Alfa Room Trans pentru a doua oară când colaborăm, piesele voastre sunt în regulă și la un preț foarte bun. Nu știu cât de bine mă aud, dar între timp am schimbat mocheta pentru că îmi port bagaj. Aveam aceste două mochete care nu era de nicio culoare, de BMW 36, așa că am pus-o pe aceasta, însă este puțin ca murdară și mai trebuie așezată pe anumite colțuri. Tot în portbagajul mașinii, aici în spate, am schimbat difuzoarele și BMW-ul donator, adică cel verde,
avea aceste cutii în spate. Am ales ca să le pun la pisică, la pisica mea, pe difuzoare. Am schimbat și difuzoarele, am pus niște JVS-uri. Acum muzica se aude un pic, să zic așa, mai bine. Băi, am terminat cu portbagajul. Acum să ne apucăm de bară să o asamblăm. Vedeți voi, prinderile acestea de la bară erau pur și simplu așa cum le vedeți, dar fără piulițe. Venea grila prinsă în ele. Iar ca să fii sigur că grila va ține, eu am luat niște shape și șuruburi mai micuțe care vor merge înfiletate, mai forțat așa, ca să o țină tot timpul grila și să nu sară, să nu o pierdem așa ușor. Asta v-aș sugera să faceți și voi dacă vă luați bară aftermarket, gen cum este asta a mea. Cam așa se vede grila. Observați că shape-urile aproape nu se văd absolut deloc. Aici foarte puțin se vede, dar este insesizabilă. Da, grila e mult mai sigură așa și nu riscați ca să o pierdeți. Ăsta e sfatul meu care vi-l zic, să faceți și voi la fel cum am făcut eu, pentru că na, o sită din asta costă 1 milion și de ce să dăm 1 milion așa iurea? Mai bine o prindem ca să fim siguri că nu o pierdem. Acum vom continua să prindem lipul bării, care vine montat cam așa, cum se vede aici. La fel, eu am luat niște negrese și niște șuruburi cu shape, să zic așa. Ăsta îl voi prinde eu, vedeți. Este suficient de mare încât să acopere și să îl prindă așa cum trebuie. Acum, ca să scoateți bara, aveți nevoie să scoateți bandourile, pentru că avem un șurub aici, unul aici, două aici. Dați și numărul jos pentru a scoate bandour, pentru că avem și aici câteva găurele. Deci da, bandourile trebuie date jos de pe ambele bărci, bara nouă și bara aceasta.
Da, e bine de știut că trebuie să vă dați niște găuri și să prindeți cu pogniturii, pentru că na, astea aftermarket-uri așa sunt bările. Câteva improvizații mici așa, dar de efect. Băi, fraților, parcă s-a schimbat toată mașina punând bara pe ea. Da, mai trebuie mici chestii făcute pe la ea, acum ca să o așezăm să pice exact cum trebuie la colțuri. Dar asta nu este o mare problemă, se poate regla. La fel spuneam și aici, ca să pice mai bine, împingem grila asta puțin mai în față. Băi, am prins și bandourile, cam așa se vede acum. Am aliniat-o așa cum trebuie. Mai sunt mici chestii de văzut la ea, dar astea sunt la grilă, la fixare acolo. Băi, nu-mi vine să cred cât de mult a schimbat mașina această bară. Priviți și voi. Da, aici ziceți voi că poate se vede puțin luft, dar haide să vă arăt și la BMW-ul ăsta. Cam așa trebuie să vină. Priviți, da? Da? Priviți acolo, da? La fel. Așa e construcția lor de fabrică. Eu zic că s-a aliniat foarte bine. Mai avem de prins numărul și cam asta este cu bara. Gata și cu bara, am montat-o. Băi, nu-mi vine să cred cât de bine vine. Băi, o bară să schimbe atât de mult mașina, chiar nu-mi vine să cred. Ce să zic, n-a fost nici ușor, dar nici greu de montat. Au fost câteva adaptări care le-am făcut ulterior, adică din armătura aia de metal a trebuit să mai tăiem. În anumite chestii a trebuit să prindem cu pogniturile pentru că nu mai veneau la fel la găuri. Na, așa sunt bările aftermarket, nu sunt ca cele OEM. Rămâne ca să mai montăm difuzorul la bară pe spate. Și cea mai tare chestie e că pe drum avem o suspensie foarte, foarte șmecher de la Max Pedding Gross, care costă o grămadă de bani și siguranța aia va face diferență mare, mare. Vom trânti mașina de asfalt, fraților, o vom lăsa aproape de tot jos. Dar vom căuta și niște jante cu buză, niște jante șmechere. Urmează să montăm și Angel Eyes-urile. Acolo voi face un vlog special în care vă voi arăta cum voi monta Angel Eyes-urile și ce modificări vom face la faruri ca să se vadă mult mai clar și mult mai bine. Dar toate astea pe parcursul proiectului. Voi nu aveți decât să mă urmăriți pe mine, să dați like, să dați subscribe, să dați share peste tot pe rețelele de socializare, pentru că pentru mine contează foarte mult, pentru că mă motivează și alți oameni intră și văd ceea ce fac și apreciază chestia asta. Vom face mai multe chestii la pisică. Este un proiect, așa cum am zis, este proiectul meu. Dacă l-am început, trebuie să-l și termin, să zic așa. Cei care mă cunoașteți, voi știți ce mașini am avut și ce mașini încă am. Adică Opel-ul îl am și nu l-am vândut și arată la fel de bine. Dragilor, acestea fiind spuse, ne vedem pe data viitoare într-un nou vlog. Vă salut!